Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Doctorul Naturii intră din nou în casele dumneavoastră din acest moment. Discutăm în emisiunea de astăzi despre paraziții intestinali și despre plantele indicate într-o astfel de problemă. Alături de mine în studio a revenit doamna profesor dr. Maria Pop, specialist în terapia cu plante. Dânsa ne va oferi în minutele următoare sfaturi utile pentru paraziții intestinali. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Un subiect delicat astăzi. Da. Dar necesar? Să discutăm despre așa ceva. În ultimul timp, toată lumea întreabă de paraziți. Acum s-au descoperit și anumite afecțiuni care nici nu îți venea să crezi, care îs cauzate, dacă nu de paraziți, de toxinele paraziților. Așa că cred eu că este binevenită această emisiune. O întrebare înainte de a oferi dumneavoastră detalii. Există așa o fluctuație în funcție de sezon? Știți cumva de așa ceva? Adică să se manifeste, să crească numărul paraziților într-o anumită perioadă din an? Noi știm că iarna, când e zăpadă, când îngheață, îngheață și microbii, și paraziții. Și atunci să zici, am putea să spunem că este o perioadă când e liniște, mai curată de liniște, iar vara, primăvara și toamna, vara, să zicem că avem mai mult contact cu infestarea cu aceștia. Am înțeles. Deci, viermi intestinali, am spus eu, pentru că sunt... Așa le spune lumea. O mare categorie de paraziți. Și acum, cei mai răspândiți sunt viermi intestinali. Ei sunt dăunători, în primul rând, pentru răul care îl fac acolo prin localizarea într-un organ și, și în al doilea rând sunt dăunători pentru toxinele eliberate. De multe ori infestarea cu paraziți este asimptomatică. Deci nu simțim nimic. Ne dăm seama doar când apar primele semne. Apar anumite dereglări digestive, greață, vomă, somnolență ziua, noaptea, insomnii, dureri de cap. Deci apar diferite noutăți care nu le-ai avut și atunci, bineînțeles, că se duce la medic să face examenul acela coprologic care pune în evidență, dar și acel examen trebuie făcut de mai multe ori, că se poate întâmpla să nu iasă odată. Așa, deci cei mai răspândiți vermi intestinali sunt Giardia sau Lamblia, despre care mereu se vorbește, apoi ascarii, lumea zice limbrici, și oxiurii. Giardia sau Lamblia este un protozoar unicelular care ajunge în corpul nostru prin alimente contaminate, prin apa contaminată, cu chiști. Ajuns în corpul nostru, se fixează de mucoasa intestinală, pe lângă faptul că ne consumă hrană, consumă și sânge din peretele intestinal, dar mai face încă un rău că împiedică asimilația grăsimilor și a carbohidraților. Deci dereglează și metabolismul. Ceilalți ascarii, ăia sunt limbrici, sunt mai mari, femeile ajung la 15-20 cm, totdeauna femeia e mai mare decât masculul și aici există un circuit foarte interesant. În corpul nostru ajung ouăle embrionate, deci normal, când ajung în corpul nostru, din ou s-a format deja embrionul, deja a început formarea larvei. Ajungând în corpul nostru, ajung în stomac, din stomac în intestin și traversează bariera intestinală și ajung în sânge. Sângele, ele se plimbă, se duc la ficat, dar nu stau acolo, se duc mai departe și se opresc la plămâni. La plămâni stau ca vreo două săptămâni și mai cresc, mai cresc în dimensiune. Și după aceea, noi ne vin în cavitatea bucală, fără să știm noi, că oricum sunt mici, și le înghițim a doilea oară. Dacă le-am înghițit a doilea oară, se duc direct în intestin, unde se fixează de mucoasa intestinală. Dacă Lamblia se fixează în prima parte a mucoasei intestinale în duodenum, ele, în general, limbricii se fixează mai jos, dar tot pe parcurs, pe traseul intestinului subțire. Și încep a depune ouă. Și pot să trăiască până la 2 ani, în timp în care nu mai produc ouă continuu. Deci vă dați seama... Deci, practic, ne domină organismul. Exact.
Apoi ceilalți, că am zis că sunt trei categorii, oxiurii, sunt niște viermișori micuți, de circa un centimetru, care trăiesc în intestinul gros. Femela vine noaptea când dorm copiii, că special la copii sunt cei mai mulți viermi, în general, oxiuri la fel caracteristici copiilor, și depune ouă în jurul orificiului anal. Odată cu ouăle depuse, depune și un fel de mucus și produce mâncărime. Copiii, bineînțeles, să se scarpină și automat vine în contact cu lejeria corpului, cu lejeria de pat și așa se manifestează toată familia. Așa. De aceea se spune că atunci când facem un tratament de o parazitoză intestinală sau mai ales atunci când e confirmată, trebuie să facă toată familia. Pentru că e cele mai multe ori se infestează unul de la celălalt. Am o întrebare. De ce în general sau copiii sunt primii expuși acestor paraziți? Care este explicația? Respectă igiena, în primul rând. Ei se duc peste tot, ia orice, mănâncă, pun mâna pe fructe, pun mâna peste toate. Ori aceste ouă sunt purtate de multe ori de vânt. Nu există și o legătură cumva cu consumul de lapte? Pentru că atunci când sunt până la o anumită vârstă, copiii consumă mai mult lapte. Nu există, dar poate favoriza în sensul că mediul alimentar mai dulce, nu știu ce să zic, dar deocamdată eu nu știu să existe. Știu că așa se zice că copilul mic mănâncă lapte și pentru asta face. Nu are legătură, legătura are numai cu infestarea. Dacă n-ai primit ouă, mă gândesc că consumul de lapte îi întreține, le place. Ei, acum, dacă există ou sau larva, sigur că laptele întreține. Poate fi chiar laptele infestat. Da, înțeles. Există multe plante. Există o combinație de plante. Există ceai antihelmintic sau antiparazitar, depinde cum le spune. Există tinctura antihelmintică. Există capsule cu extract natural atomizat din plante antihelmintice. Toate sunt bune. Dacă vrei să ai efect, eu zic că ar fi bine să faci un tratament de 7-10 zile cu toate trei. Adică și eu recomand de obicei ceaiul dimineața și seara, ca să nu ne mai facem probleme cu perioada din timpul zilei când suntem ba într-o parte, ba în alta. Poți să le împarți și ceaiurile, să faci unul dimineața și unul seara, în ceai pui tinctura și tot atunci bei acele capsule care le împarți în două doze, nu le împarți în trei. Înainte sau după masa? De preferat. În tot cazul de preferat, înainte de masă. Înainte de masă. Ca să intre mai bine în circuit și da, să se asimileze mai repede. Vedeți că și alimentele care combat viermi intestinal, se spune să le mâncăm înainte și chiar uneori să stăm vreo jumătate de oră și apoi să mâncăm, ca să-și poată face efectul. Așa, o plantă foarte bună antihelmintică, o plantă cunoscută din totdeauna, din cele mai vechi timpuri, este pelinul alb. Vedeți că am mai vorbit într-o emisiune de pelin, dar am zis Artemisia annua, acum zic Artemisia absinthum. Acest pelin alb se deosebește de celălalt pentru că frunzele sunt foarte argintii și pentru asta îi spune pelinul alb. Dar nu e o problemă așa de mare pentru că și ăla și celălalt conțin artemisinină, numai că pentru problemele de vermi paraziți ar fi mai bine pelinul alb decât alte forme de pelin, sau se poate confunda cu pelinul negru. Pelinul negru e tot așa, dar are frunzele mai verzi, nu argintii. Nici măcar n-am știut că există pelin negru. Există pelin negru și chiar e destul de ofensiv cu organismul, deci n-ar fi bine să încurcăm pelinul alb cu pelinul negru. Așa. Pelinul este o plantă care stimulează secrețiile. De aceea recomandăm pelinul pentru stimularea poftei de mâncare, pentru stimularea secrețiilor gastrice, deci în gastrite hipoacide aici, nu hiperacide, atunci când sucul gastric conține prea puțin acid gastric. Deci în hipo, pentru stimularea digestiei, în caz de constipație, deci pentru stimularea peristaltismului intestinal, deci atunci pentru stimularea vezicii biliare, deci are acțiune coleretic-colagogă, în sensul că ajută și contracția vezicii și eliminarea conținutului. Deci o stimulare generală a tuturor funcțiilor, pentru că
Aceste plante despre care am vorbit și care noi le alegem trebuie să aibă niște proprietăți. În primul rând să fie, sunt antihelmintice, dar de ce? Pentru că trebuie să fie vermicide, vermifuge, tonic amare și laxative. Ce înseamnă vermicide? Adică are niște substanțe active în interior care distruge o parte din paraziți. Bineînțeles că nu-i distruge pe toți, dar distruge mult. Vermifuge, adică creează un disconfort. Creează prin substanțele pe care le conține un mediu care nu le place și atunci ei își caută un drum să iasă. Așa. Substanțele tonic amare, cum este pelinul și mai sunt încă multe, ele reglează, stimulează peristaltismul, peristaltismul intestinal, mișcările, și atunci nu le place, păi ei deranjează. Și plantele laxative, tranzitul intestinal, ele efectiv îi elimină. Și atunci, după o cură cu aceste plante sub formă de ceai, tinctură, capsule, noi scăpăm de o parte foarte mare din vermi intestinal, așa că chiar dacă mai rămân câțiva, nu ne deranjează. Sau poate să elimine toți. Eu totdeauna zic că după o cură de tratament natural cu plante antihelminte, să-și facă imediat și analiză, să vadă. Unii spun că chiar efectiv nu s-a mai depistat nimic. Am înțeles, dar dacă este totuși indicat să nu mai rămână nimic acolo, cam după cât timp ar trebui să repetăm? Cât ziceți dumneavoastră? După cât timp? Păi eu am observat că este bine să se facă obligatoriu două tratamente pe an. Chiar dacă facem... Cine este predispus pe așa ceva? Da, chiar dacă mai facem și trei... Plantele sunt plante și dacă le luăm așa cum trebuie și în cantitatea cum trebuie... Nu ne fac rău. Nu. Niciodată nu se întâmplă nimic. Așa. Deci am rămas la pelinul alb. Deci stimulează toate organele și stimulând ajută la eliminarea acestor plante, la substanțele acele de tonic amare, pentru că pelinul este foarte amar. Chiar numai să stai în prezența lui când se lucrează, să vezi că îți pătrunde prin căile respiratorii o amăreală puternică. Așa, deci... Atât de amar este? Da, da, da. De ce spune pelinul amar? Păi așa este și cunoscut în popor. Da. Amar ca pelinul, exact, nu? Asta este expresia. Stimulează totul și stimulând, curăță și elimină. Pelinul alb, să știți că dacă vara, când există planta, am luat un buchet și l-aducem în casă, toate insectele pleacă din casă. Dacă sunt gândași de bucătărie, pleacă. În vechime se spunea că oamenii făceau un decoct din acest pelin și îl întindeau pe ramele geamurilor pentru a nu veni muște de afară sau pentru a le elimina cele din casă afară. E interesant, ne dați și altfel de informații. Sigur că da. Și tot ce am mai citit actual, am citit treaba asta, că înlătură și energiile negative și creează un mediu de bine. Acum, sigur că dacă înlătură toate insectele dăunătoare, sigur că o înlăturați și răul și ne simțim bine după aceea. Da. Așa. O altă plantă, vetrice. Puțin cunoscută. E foarte puțin cunoscută, Tanacetum vulgare. Și vă spun un lucru, eu citind despre această plantă, am găsit cercetări științifice contradictorii. Adică, uneori se susține că este o plantă care este bine folosită, este bine să o folosim chiar de durată mai îndelungată, alte ori se susține că cu foarte multă precauție și într-o cantitate limitată. Eu recomand să folosim cu precauție, că totdeauna precauția e mama sănătății. Dar să știți că această plantă are proprietăți antiparazitare și mai puternice decât pelinul alb. Poate să distrugă chiar și tenia. N-am amintit de tenie, pentru că tenia e un verme din ăla lung, lung, care ajunge și până la 15 metri pe tot se întinde în intestin. E mai rar întâlnit, dar totul se poate întâlni și poate să distrugă chiar chistul hidatic, ala care se face la ficat. E un verme în mijloc și el se face mare. De obicei se operează, dar dacă știm să luăm înainte de a ajunge mare, putem să scăpăm de el. Trichineloza o combate. Deci vreau să spun că această vetrice este bună pentru toți vermii, dar are efect demonstrat și pentru vermii aceștia mai rari și mai urâți, mai greu de scăpat de ei. Pentru că cum e tenia.
totul puteți să-l plante și tot să elimină ultimele proglote, să elimină, dar atâta timp cât există capul e cât cât o gămălie a unui ac. Capul este infit în mucoasa intestinală cu ventuze puternice și se poate reface? Exact. Oricât și în spatele capului gâtul. Tot mereu gâtul, acolo se produc crește, proglote. Crește. Da. Deci aici e problema. Pentru asta e greu de combătut. Că altfel nu ar fi greu de combătut. Așa, apoi, în aceste combinații de plante, pe lângă pelinul, care este principalul, și vetricea, dar vetricea eu recomand să fie pusă doar în combinație. Eu nu recomand vetricea singură. Mai vedem. Este foarte puternică sau? Are și probleme care încă nu sunt demonstrate științific. Și atunci o punem numai atât dacă trebuie, atât punem cât s-a demonstrat științific. Deci nu riscăm cu nimic. Știți, eu asta zic că e cel mai bine. Am înțeles. Nu zic eu că riscul câteodată nu e eficient, dar eu nu recomand riscul. Nici eu nu-l practic și nici la alții nu recomand. Am înțeles. Atunci să mai povestim și despre o altă plantă. Da. De exemplu, știm de cimbrișorul de câmp. Cimbrișorul timus vulgaris, timul serpilum. Cel mai recomandat în cazul răcelilor, infecțiilor respiratorii. Este un antibiotic deosebit și nu numai respiratorii, ci și renale. Dar, prin substanțele conținute, că pe lângă, este un antibiotic antrac, conține mult timol. Deci cimbrișorul are un ulei esențial în componență, care conține mult timol și timolul este un antiparazitar. Deci, creează un disconfort. Și combate, și distruge, dar și elimină. Și pe lângă acest lucru, stimulează și peristaltismul, tranzitul intestinal, ceea ce nu este eficace pentru vermișori. Ei vreau un confort ca să nu fie deranjați. Și să nu uităm de crușin. Crușin, coaja de crușin are o eficiență deosebit de mare, tocmai prin aspectul laxativ și purgativ. Dar, iar atrag atenția, am mai vorbit despre acest aspect. Coaja de crușin, când o recoltăm proaspătă, conține antranone. Iar după uscare, care poate fi numai după un an de zile, uscare naturală sau dacă facem uscare artificială la temperatură înaltă, poate să fie imediat. Se transformă în antrachinone. De aceea, dacă folosim scoarță proaspătă sau uscată, dar încă n-a trecut un an, putem să avem niște dereglări intestinale destul de urâte, diaree, purgație, chiar iritație intestinală. Dar dacă folosim atunci când trebuie, se produce o laxație și o purgație obișnuită, numai bună pentru a curăți conținutul intestinal, pentru a face o detoxifiere și depurare de vermi intestinali. Și crușinul are el foarte multe alte aspecte pozitive, înlătură migrenele care sunt caracteristice în cazul parazitozilor intestinale. Calmează. Deci este o plantă pe care trebuie să o folosim atunci când trebuie. Crușinul nu se folosește mai mult de o săptămână, pentru că crușinul, chiar dacă este uscat și păstrat cum trebuie, poate să producă iritații, mai ales la nivelul anorectal. Așa că trebuie să respectăm. Normal, în combinație e altceva. Dacă vă uitați pe prospect, în prospect scrie totul. Dacă există contraindicații, la fel se spune. Dacă nu scrie acolo, nu. Încă mă mai întreabă multă lume că cum să ia înainte sau după masă. Veșnică întrebare la orice produs. Veșnică întrebare. Dacă nu scrie, ce înseamnă acest lucru? Că îl poți lua când vrei, ori înainte, ori după. Dacă e obligatoriu înainte, scrie înainte de mâncare. Dacă scrie după, după mâncare. Spuneți-mi, pentru că mai avem puțin până la finalul emisiunii, așa un minut și jumătate, cam care mai sunt plantele care ne sunt indicate pentru paraziții intestinali? Cicoare, noi o cunoaștem pentru inulina, pentru reglarea pancreasului, a zahărului din sânge, dar cicoarea are un deosebit de bun efect asupra peristaltismului intestinal, asupra secrețiilor, asupra creierii acelui confort mecanic și chimic neplăcut pentru vermii intestinali, care ajută la alungarea lor. Gențiana e planta aceea frumos albastră,
care e în cantitate mai mică, dar este o formă de genunchiana Asclepiadeea, care există la noi în România din plin, spre deosebire de alte țări unde e monument al naturii. Așa? Este o plantă care, de exemplu, eu o recomand copiilor care n-au poftă de mâncare, pentru că stimulează secrețiile gastrice, inclusiv în cavitatea bucală, reglează activitatea fluxului biliar, reglează activitatea intestinală, deci creează un confort digestiv foarte bun, deși e foarte amară, că pentru copii ce? Nu poți să-i dai ceai, pentru că ceaiul e atât de amar încât nu-l poate, dar puțină tinctură poți să-i dai, care îi pui pe o bucățică de zahăr și de foarte mare eficacitate. E o plantă așa de amară, după cum e și cintaura, o altă plantă, centaurul umbelatum, la fel o plantă foarte amară, care la fel conține foarte multe substanțe amare, care stimulează toate funcțiile digestive. Așa, într-un cuvânt, ca să nu le luăm pe toate. Și dacă totuși timpul e înaintat, aș vrea să spun și câteva alimente care sunt foarte neplăcute pentru vermi intestinale. De exemplu, ceapa și usturoiul. Of, mă gândeam eu, mai punctăm despre ceapă și usturoi ceva păi, în emisiune. Păi, usturoi, da, știți ce? Asta sunt preventive? Nu, foarte multă lume ia câte trei căței, cum se zice, de usturoi pe stomacul gol. Sunt un pic cam, e un pic cam tare. E cam iritație, cam iritație. Dar există tinctură care este mult mai eficace. Așa. După aceea, ceapa. Ceapa e o antiparazitară generală. Câte o salată de ceapă este deosebit de bună. Sâmburii de dovleac, toată lumea știe. Să mâncăm sâmburi înainte de masă. Nu dar... prăjiți? Nu prăjiți? Nu prăjiți? Nu, nici vorbă. Cruzi. Cruzi, dar să fie cam vreo 20 de bucăți ca să avem un efect așa. Nu sunt așa de gustoși neprăjiți și fără un pic de sare. Pentru înjelul și țelina sunt antiparazitare. Este bine să le folosim pe mâncare și în casă și chiar în salate. Și condimentele, toate condimentele sunt antiparazitare, toate plantele aromatice sunt antiparazitare. De exemplu, cumincul, coriandru, marar, chimen, deci tot ce intră în categoria plantelor aromatice este și antiparazitară. Mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi și mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Cu mare plăcere. De interes, zic eu. Și zic să vedem. Că spuneți și dumneavoastră, având în vedere că tot mai multă lume vă întreabă de un tratament eficient pentru paraziții intestinali. Da. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii. Sperăm că a fost de interes și emisiunea de astăzi pentru dumneavoastră. La revedere!